Cei mai mulți dintre șoferii care și-au lăsat mașinile afară au avut o surpriză neplăcută în această dimineață. Mașinile au fost acoperite de un strat de gheață care a îngreunat accesul în mașină. Nu forțați portierele, spun specialiștii. Curățați cât puteți de bine gheața formată pe uși. În același timp, puteți folosi și spray-uri pentru dezghețare. Acestea se găsesc în comerț, iar prețurile sunt accesibile. Vizibilitatea este extrem de importantă în trafic, astfel că specialiștii recomandă să curățați gheața și zăpada de pe toate geamurile automobilului înainte de pornire. Dacă încercați metoda de dezgheț cu apă fierbinte, nu uitați să uscați porțile udate, pentru că altfel vor îngheța la loc. În același timp, este important să folosiți sistemul de dezaburire chiar dinainte de a porni la drum. Din cauza gerului, ștergătoarele sunt primele care își pierd eficiența pentru că lamele din cauciuc devin rigide și nu mai curăță parbrizul, ba chiar îl pot zgâria dacă sunt pline de gheață. Înainte să plecați la drum, verificați-le. De asemenea, este important să verificați și nivelul lichidului de frână, dar și cel antifriz și, de asemenea, nivelul uleiului de motor. Este extrem de important ca farurile și felinarele mașinii să funcționeze. Dacă plecați la drum, nu uitați să verificați anvelopele și presiunea din acestea. Când e ger, încercați, dacă se poate, să nu lăsați mașina cu frâna de mână trasă după ce ați parcat, pentru că riscați să rămâneți cu roțile blocate. Lăsați doar schimbătorul băgat în viteză. Ultimul sfat, nu uitați să luați din mașină în această seară racleta și periile ca să o puteți deschide mai ușor dacă o acoperă zăpada.